Să știți că, în ciuda faptului că avem impresia că trăim într-o vreme foarte prosperă, și este o vreme foarte prosperă, sunt foarte mulți oameni care trec prin situații financiare, inclusiv dintre cei care vin în biserica noastră, trec prin situații financiare grele. De aceea, departamentul social al bisericii face o treabă excelentă și e nevoie cât mai mult să oglindim dragostea lui Dumnezeu în modul cel mai practic. Atunci când am început, cred că lucrarea asta cu daruri de lumină, știu că eu am fost provocat în legătură cu această lucrare prin simplu fapt că în urmă cu vreo 2 ani de zile am trecut printr-o zonă ciudată din județul Sălaj, care leagă Sălajul de Cluj, și mi-amintesc că atunci am trecut pe lângă o zonă extrem de sărăcăcioasă și am văzut acolo un copilaș care avea vreo, nu știu, 8-9 ani, mergând pe stradă, afară era foarte frig, ducea o capră după el, el îmbrăcat foarte, foarte sumar, cu niște haine de vară și afară era frig. Mi-amintesc că eu eram în mașină, aveam un sandwich cumpărat de la benzinăria austriecilor și am trecut pe lângă el și am zis, Doamne, nu pot să stau nepăsător. Noi vorbim despre Africa, dar condițiile lor de viață erau mai rele decât ceea ce se poate vedea online sau putem să vedem la televizor acolo în Africa. M-am oprit, i-am dat sandwich și nu știu ce mai aveam acolo, că în mașina unui evanghelist întotdeauna sunt... Cred că mai aveam și o bluză, nu știu dacă nu i-am dat și bluza aia, și apoi am dat să mergem mai departe. Și în anul acela, deci în urmă cu 2 ani, a fost prima dată când am inițiat noi Biserica Lumina această lucrare și știu că am luat legătura cu păstorul de acolo și am dus și acolo daruri. Iar cei care au fost dintre ei noștri, care au fost acolo cu daruri, au fost impresionat de sărăcia acestor oameni și în același timp de sinceritatea lor. Așadar, vă îndemn în numele Domnului, în toate proiectele bisericii, atâta cât puteți, implicați-vă. Acum, în această dimineață, a venit rândul să vorbesc despre ceva care nu-i foarte vesel neapărat. Nu știu cum s-au așezat lucrurile, dar așa s-au așezat. Știți bine că noi am început un set de predici și ne apropiem de sfârșit. Și în mod obișnuit, logic, adică, partea cu sfârșitul se leagă de Apocalipsa. Și acum, noi când vorbim despre sfârșit, avem o adevărată bucurie să vorbim despre sfârșituri generale. Adică, domnule, dacă tot mor, mor și ăialalți. Numai că atunci când vorbim despre sfârșit, în această zi o să vorbesc nu despre sfârșitul tuturor, că așa parcă ne place să auzim predici despre Apocalipsa din cartea lui Daniel, ci în această zi voi vorbi despre un sfârșit pe care fiecare dintre noi îl vom avea dacă nu vine Domnul în timpul vieții noastre. Să vină Domnul în timpul vieții noastre. Amin. Vreo câțiva a zis amin. Dar dacă Domnul nu vine în timpul vieții noastre, Biblia spune că fiecărui om îi este rânduit, este, dacă vreți, predestinat, cu toate că noi fugim de cuvântul acesta, să moară o singură dată și după moarte vine judecata. Și acum când vorbim despre lucrurile de la sfârșit, după ce am vorbit despre rai, după ce am vorbit și alte lucruri, în această dimineață a venit vremea să vorbesc despre sfârșitul nostru individual, al fiecăruia în parte, și anume despre moarte. Și dacă sunteți amabili, aș vrea să deschideți Biblia împreună cu mine la cartea 1 Tesaloniceni, capitolul al 4-lea, de la versetul 13 la versetul 18. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, dar în urmă cu 2 săptămâni am avut o înțelegere cu cei care au fost la cina Domnului, și anume să vă aduceți Biblia cu voi. Și când am zis atunci să vă aduceți Biblia, așa minuri ați avut, extraordinar. No, acum să văd, nu vă întreb câți dintre voi a zis atunci amin și n-ați adus Biblia de data asta, dar vă provoc pentru data viitoare, oricum văd mai multe Biblii ca de obicei, Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze, vă provoc pentru data viitoare, aduceți Biblia cu dumneavoastră, amin? Amin.
De data asta s-o mai precauți. A zis, băi, am zis data trecută amin, m-am trezit fără Biblia astăzi, nu mai zic un amin, că nu-i bine să faci promisiuni care după aia să nu le poți onora. Ei, e foarte important să aducem Biblia, pentru că ceea ce facem noi aici e proclamarea cuvântului lui Dumnezeu. Așa că, chiar dacă n-ai zis amin, uite cum facem. De data asta o să fie exact invers. Dacă data trecută ai zis amin și n-ai adus Biblia, asta este păcatul tău, te-ai rugat, Dumnezeu te-a iertat. De data asta n-ai zis amin și vii cu Biblia. Doamne ajută, nu mai ziceți nimic. Versetul 13, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 13. Privim acest subiect din perspectiva a două lucruri. Mai întâi, există o perspectivă generalizată care exista și atunci în orașul Tesalonic din Grecia, și anume o perspectivă dominată de prostie, de ignoranță, de neștiință. Și ignoranța asta e asociată cu întristare și fără speranță. E o ignoranță fără speranță. Asta e prima perspectivă. Și a doua, o să privim la acest subiect, o să privim la moarte cu încrederea omului care are credință. Așadar, sunt două cuvinte, sunt și două puncte în predică. De-aia nici nu le-am așezat pe videoproiector. Sunt două cuvinte, sunt două puncte. Prima este ignoranța fără speranță. A doua este încrederea plină de credință. Titlul predicii, o privire dincolo de ușa morții. Și haideți să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 13. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei care au adormit. Observați, Biblia tot timpul folosește acest eufemism, această metaforă cu privire la moarte, și anume compară moartea cu un somn. Din mai multe motive o să vă explic la timpul potrivit. Ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Deci Apostolul Pavel zice, nu zice ca să nu vă întristați, ci zice, când priviți la ușa morții, aș vrea să nu vă uitați la ușa morții cu necunoștință, cu ignoranță, fără să înțelegeți ce se întâmplă dincolo de ușa asta, că Dumnezeu ne deschide această ușă și putem să vedem ceva și putem să înțelegem ceva din ceea ce se întâmplă dincolo de ușa asta. De aceea, spune Apostolul Pavel aici, voi o să vă întristați, pentru că e normal să vă întristați, dar nu o să vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Și un cuvânt folosit aici pentru speranță în limba greacă, care înseamnă o așteptare plină de încredere. Nu spun neapărat cuvântul acum, dar cuvântul folosit în grecește și tradus aici cu nădejde înseamnă o așteptare plină de încredere. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei care au dormit în El. Observați din nou aceeași comparație între moarte și somn. Iată, în adevăr, ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Și Apostolul Pavel face aici referință la ceea ce le predicase celor din Tesalonic, acolo, în cele 3 săptămâni în care a predicat Evanghelia. Acolo și Dumnezeu a format această biserică. Iată ce vă spuneam, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, amin, așa să fie, nu vom lua-o înaintea celor adormiți, adică înaintea celor care au murit. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Pentru că cei din orașul Tesalonic, creștinii de acolo, se îngrijorau. Mă, dar ăștia care au murit, ce se întâmplă cu ei? Că dacă vine Domnul și între timp ei au murit, ce se întâmplă cu ei? Și Apostolul Pavel zice, cei care au adormit în Hristos, adică cei care au murit având o relație personală cu Hristos și Domnul Iisus Hristos fiind Domn și Mântuitor al vieții lor, ei vor avea un avantaj față de noi, cei care vom fi în viață. Pentru că mai întâi, spune Pavel aici, vor învia cei care au adormit în Domnul. Apoi, deci după aia suntem noi la rând, mai întâi ei. Mai întâi ei, apoi noi cei vii, care vom fi rămas,
vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și nu să vorbim acum prea mult despre asta, sigur, ceea ce Pavel spune aici reflectă mentalitatea vremii asupra spațiului, pentru că în vremea antică spațiul era perceput doar în felul acesta. Spațiul terestru e spațiul uman, spațiul celest e spațiul zeilor, al divinității, și cel sub pământean, despre asta nu vorbim astăzi. Și zice, și astfel, după ce ne vom întâlni cu Domnul în văzduh, vom fi totdeauna cu Domnul. Mai zic o dată, și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. De-aia vă întreb, nu suntem și astăzi totdeauna cu Domnul? Nu spunem noi, pocăiții, că avem o relație personală cu Hristos, dar eu vă întreb, ce relație personală? Vedeți, relația noastră personală cu Domnul are o limită. Oricât de apropiați am fi de El, încă nu L-am văzut față în față. Zice Apostolul Pavel, când trecem dincolo de momentul acesta, al învierii morților și al răpirii, când trecem dincolo de ușa morții, vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Și îmi place așa de mult versetul 18, care încheie acest fragment biblic. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Deci înseamnă că acolo în Tesalonic era o categorie de oameni care aveau nevoie de cuvintele acestea pentru ca să fie mângâiați. De ce? Pentru că oamenii ăștia erau îngrijorați cu privire la cei care s-au dus, cu privire la cei care au plecat din lumea asta. Unde sunt cei ce nu mai sunt? Se întreabă un poet român, poet al închisorilor comuniste. Unde sunt cei ce nu mai sunt? Poate trecând prin cimitir, v-ați întrebat câteodată, privind pietrele funerare, credincioși fiind, știind câte ceva din ceea ce ați citit în scripturi, din ceea ce ați ascultat la predici, din ceea ce ați citit în unele cărți, trecând pe lângă o piatră funerară, citind poate un nume acolo, o piatră mai frumoasă, v-ați întrebat, oare unde o fi omul acesta acum? Vedeți, aș vrea în această zi să răspund din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu. Mozart are în Requiemul lui, Requiemul e un fragment muzical din muzica clasică, scris special pentru un mormântare, sau mă rog, e un fragment muzical funebru. Și are acolo o propoziție care zice, moartea este cheia care deschide ușa către adevărata noastră fericire. Dar pe de altă parte, noi știm bine că nu e suficient să mor ca să ajungi în rai. Că știu că există și perspectiva asta în vremurile noastre. Unii cred că destul să mori, au murit, gata, s-au dus în rai. De aia, de obicei, când oamenii pleacă din lumea aceasta, despre cei care au murit, se spun doar cuvinte frumoase. Apropo de chestia asta, se spune că odată un celebru mafiot dintr-o localitate, când a murit, a venit frate său care era la fel de celebru mafiot și a zis pastorului, te rog frumos, în predică să spui că a fost cel mai mare sfânt. În rest, treaba ta ce predici, dar te rog frumos să spui că a fost cel mai mare sfânt. Acum, pastorul n-ar fi putut să spună asta când toată localitatea știa că ăla era cel mai cunoscut mafiot din localitate. Așa că s-a dus, a predicat și apoi s-a uitat la mulțime și a zis, oameni buni, voi știți cum a fost omul ăsta. Dar prin comparație cu frate său a fost cel mai mare sfânt. Acum, când privim subiectul morții, putem să și zâmbim. Nu-l privim încruntați neapărat. De ce? Pentru că, sigur, noi cei care rămânem cu ochii înspre ușă, înspre ușa aceea dincolo de care unii dintre cei dragi ai noștri au trecut, rămânem cu o suferință, e durerea despărțirii. Pe de altă parte, noi știm că aceia care au adormit în Hristos s-au dus într-un loc bun. Așa că nu trebuie neapărat să privim subiectul acesta cu o încrâncenare maximă. Apropo de același subiect,
într-un orășel din America, ăștia au simțul umorului, americanii, și au tot felul de chestii puse la marginea drumului și au pus la intrare într-un oraș mai mic, unde nu-i niciun spital, scrie așa: atenție cum circulați, la noi în oraș sunt 3 cimitire și niciun spital. Acum, se spune că odată 3 oameni au fost întrebați ce ați vrea ca oamenii să spună despre voi în ziua înmormântării voastre. Unul a zis: aș vrea să se spună despre mine că am fost un bun șofer, că ăsta a fost un bun șofer. Altul a zis: eu aș vrea să se spună despre mine că am fost un părinte bun, că a fost omul un părinte bun. Iar cel de-al treilea a exprimat dorința noastră a tuturor. A zis așa: în ziua înmormântării mele, când ăla care va fi cel mai aproape de sicriu se va uita la mine, aș vrea ca la un moment dat să strige: uite că mai mișcă puțin. De ce? Pentru că oricât suntem de pocăiți, oricât suntem de credincioși, oricât suntem de buni în relația noastră cu Dumnezeu, trebuie să recunoaștem că privim la ușa aceasta a morții, privim cu oarecare reținere și întotdeauna când vorbesc despre moarte se așează, se așterne. Uite cum s-a așternut și în această dimineață o foarte funebră liniște. Mai că îmi pare rău că n-avem o fanfară. Să se audă așa fanfara. Pentru că în mintea noastră sunt o mulțime de întrebări în legătură cu asta. Dacă ne uităm în Scriptură, Domnul când vorbește despre moarte, zice, știți cum numește locul ăla dincolo de moarte? Zice, e casa tatălui meu. În casa tatălui meu sunt multe lăcașuri. Deci când mă gândesc la locul acela, din perspectiva mea ca și creștin, eu îl privesc așa cum îl descrie Hristos, că asta înseamnă că sunt creștin. Și Hristos, vorbind despre locul acela, zice, locul acela e casa tatălui. Acum, câți dintre voi nu vă aduceți aminte cu drag de casa părintească și când mai treceți pe la țară, mai treceți pe lângă casă și parcă vă ia așa un fior și vă aduceți aminte cu bucurie de sărbători, de momentele în care vă întâlneați cu toții acasă? Ei, că ne gândim la casa tatălui, nu ne gândim așa cu un fiorare, nu ne cuprinde dintr-o dată o stare din aia când ne vine să stăm toți drepți și să ascultăm o muzică de fanfară. Nu. Dacă vă uitați în Biblie, perspectiva Scripturii nu e atât de funebră pe cât o avem noi. Am ales în această zi să vorbesc despre asta și pentru că o veni rândul să vorbesc despre asta. Dar sunt și 3 motive pentru care, pe lângă faptul că o veni rândul să vorbesc despre asta, pentru care am ales acest subiect. 1. Pentru că moartea este inevitabilă. Biblia spune în Eclesiastul, în capitolul 3, cu versetul 2, că există un timp pentru naștere și există un timp pentru moarte. Boala, îmbătrânirea, suferința, mortalitatea e consecința păcatului. Fiecare dintre noi, zice un celebru filozof român, și am făcut referire de foarte multe ori la citatul acesta, fiecare om se naște cu o condamnare la moarte în buzunar. Suntem exact ca un om care e condamnat la moarte. Știți că un om condamnat la moarte primește condamnarea, mă rog, în țările în care se mai practică treaba asta, și nu știe când va fi executată pedeapsa. Sunt unii care stau acolo zeci de ani și după 20 de ani, într-o dimineață, le vine rândul și li se spune: care e mâncarea ta favorită? Diseară ești executat. E o carte scrisă de Victor Hugo, Ultima zi din viața unui condamnat la moarte, care descrie așa de bine condiția umană din punctul ăsta de vedere. Extraordinar de bine. El povestește ultima zi, evident că ăsta e titlul, din viața unui condamnat la moarte și prezintă felul în care omul acesta, până la eșafod, până la locul în care urma să fie executat, se gândea așa. Și tot ce se întâmpla în mintea lui, se gândea așa: oh, mai este o stradă. Și după strada aia mai vine un colț. Și după colțul ăla mai urmează o stradă. Și poate că până când ajung eu acolo, primesc o hotărâre de grațiere. Și se agăța de fiecare clipă, de fiecare moment. Oho, mai este câte? Mai sunt încă 10 minute. Până când ajung în centru, mai e destul. Și poate, cine știe, se întâmplă ceva. Vine un cutremur. În mintea lui trece și ideea asta, că poate vine un cutremur și se întâmplă să scape. Exact așa suntem noi. E ca unul care s-ar arunca de la un etaj, de undeva de la ultimul etaj a unui bloc foarte înalt, și ar zice: până ajung eu jos, se suspendă legea gravitației. Că oricum, dacă suntem în România, se suspendă legile de la o zi la alta, s-ar putea să pice și legea asta, că oricum ăștia în coaliție.
Exact așa ne gândim noi la moarte. Zicea Mark Twain în legătură cu asta, zice, nu mi-e frică de moarte, dar n-aș vrea să fiu acolo când se va întâmpla. Eu v-am spus-o de mai multe ori și o voi repeta, nu-mi plac înmormântările, motiv pentru care nu voi participa la înmormântarea mea. Dar aș vrea în această zi să înțelegeți că am ales să vorbesc despre asta, pentru că, așa cum am spus, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că oricât de sănătos am mânca, oricât de, nu știu, orice stil de viață am avea, există un timp pentru naștere și există un timp pentru moarte. Și asta trebuie să o acceptăm. Al doilea lucru, pentru că există în noi gândul veșniciei. Biblia spune tot în Eclesiastul, în capitolul 3, versetul 11, că Dumnezeu a pus în inima omului gândul veșniciei. Adică e ceea ce face diferența între un om și un animal. Niciun animal nu se va gândi la veșnicie. Dacă are tot ceea ce îi trebuie, dacă îi sunt asigurate lucrurile de bază, el e fericit. Dar uitați-vă la noi, la oameni. Oricât ai avea, oricât de bine ți-ar merge. Și știu că, mai ales ăștia tineri, nu mă cred pe cuvânt. Ascultați-mă ce vă spun, uitați-vă la alții care sunt înaintea voastră. Oricât de bine ți-ar merge, e ceva care te roade în inimă, în interiorul tău. Biblia spune că Dumnezeu a pus în noi acest gând al veșniciei. Și oricât de bun ar fi viața și oricât de multe realizări ai avea și te uiți în jurul tău și spui, bă, n-am niciun motiv să fiu nemulțumit și totuși e ceva acolo, pentru că te gândești, mă, dincolo de ceea ce văd, trebuie să mai fie altceva. Aș vrea să privim în această zi pe furiș, dincolo de ușa asta a morții. Pentru că suntem legați de mortalitate, dar suntem făcuți pentru eternitate. Mai spun o dată, suntem legați de mortalitate, dar suntem făcuți pentru eternitate. Am ales să vorbesc în această zi despre moarte, pentru că moartea este inevitabilă, pentru că există gândul veșniciei pe care Dumnezeu l-a pus în inima noastră și în al treilea rând, pentru că și Biblia vorbește despre moarte. Și noi de foarte multe ori venim cu ideea asta, domne, n-ai cum să știi ce se va întâmpla dincolo. Acum, eu n-am pretenția că o să vă spun niște lucruri atât de clare, încât după ce o să închideți ochii, o să ziceți, mă, e fix cum eu zic, fratele Adi. Nu? E adevărat că Biblia spune că lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi depășesc ceea ce poate vedea ochiul, ceea ce poate înțelege mintea, ceea ce a putut auzi urechea, dar în același timp, tot în același context, eu nu v-am citit întotdeauna tot contextul, 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 10, zice, dar nouă ni le-a descoperit Dumnezeu lucrurile acestea prin Duhul Său. Adică aceste lucruri pe care ochiul nu le poate vedea, mintea nu le poate pricepe, pe care n-ai cum să le știi din proprie experiență, toate aceste lucruri nouă ni le-a descoperit Dumnezeu unde? Prin cuvântul Său, prin revelație, prin Duhul Lui Cel Sfânt. E adevărat că nu le-a descoperit atât de clar cât să știm 100%, punct cu punct, fiecare pas. Dar ne-a descoperit suficient că atunci când stăm în fața morții, să nu privim moartea cu ignoranță lipsită de speranță, ci cu încredere plină de credință. Pentru ca să înțelegem textul din această zi, trebuie să înțelegem contextul în care el a fost scris. Așa cum v-am spus în timp ce citeam textul, să știți că și de asta la noi citirea textului este așezată, că citirea textului face parte din predicare. Așa cum v-am spus, Apostolul Pavel, în a doua lui călătorie misionară, asta n-am spus că în a doua călătorie misionară, dar Apostolul Pavel se duce în orașul grecesc, Tesalonic, unde stă 3 săptămâni și în 3 săptămâni predică Evanghelia și oameni de etnie greacă și iudaică aleg să-L primească pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, se formează biserica, Pavel stă acolo, predică Evanghelia, dar câte o fi putut să spună în 3 săptămâni? Dar printre altele le spune că Iisus Hristos va reveni. Și după ce le spune că Iisus Hristos va reveni, Apostolul Pavel se duce de acolo și gândiți-vă că în biserica din Tesalonic exista ideea aceasta, care de fapt exista în toată biserica la început, că Domnul urmează să vină, oricând și imediat.
Și iminența asta a revenirii lui Hristos o regăsim în scrierile lui Pavel, dacă citim tot timpul, acum vine Domnul. Și gândiți-vă că apare următoarea idee. Bun, Domnul Iisus trebuie să revină. Noi ne-am pocăit, trebuie să revină Domnul. Și ei se așteptau săptămâna viitoare, nu a venit. Peste două săptămâni, nu a venit. Și între timp moare cineva drag. Între timp se întâmplă că apare înmormântări. Și odată cu asta apare întrebarea. Mai ales în rândul evreilor care erau influențați de saducheii, saducheii care nu credeau în existența sufletului și în viața de dincolo de moarte, apare întrebarea, bun, dar până vine Domnul, dacă oamenii dragii noștri mor cu ei, ce se întâmplă? Ei mai prind viața veșnică sau rămân morți? Și din cauza asta în biserica din Tesalonic se nasc foarte multe probleme. Unii ajung să fie disperați și era disperarea asta. Bun, dar mor cei dragi ai noștri și dacă ei vor muri și nu prind venirea Domnului în viață, ce se întâmplă cu ei? Pavel îi spune, mă, oameni buni, ei încă sunt avantaj față de voi, pentru că mai întâi vor învia ei și după aceea vom fi transformați noi. Și din cauza asta se creează în biserica aceasta multă neliniște, multă agitație. Și așa cum am spus, Pavel răspunde acestei probleme. Când stai în fața morții, zice Pavel, sunt două perspective. Prima este cea care e bazată pe ignoranță, fără speranță. O ignoranță de nivelul, mi-aduc aminte că am citit undeva la un moment dat, știți că pe vremuri era în ziar, acum ăștia care sunt tineri iară nu o să înțeleagă ce spun, era o rubrică decese și la decese erau trecuți aia care au murit și erau tot felul de mesaje, de condoleanțe și erau trecuți în ordine alfabetică și un ziar a primit la un moment dat de la cineva care a citit ziarul o scrisoare în care spunea, domne, nu pot să înțeleg cum mor oameni în localitatea la noi în ordine alfabetică. Omul s-a uitat, a văzut că sunt ziar trecuți în ordine alfabetică și el s-a gândit, așa mor oamenii la noi în oraș, în ordine alfabetică. No, acum, sigur că cei care lucrează în presă, înțeleg ce spun, că ei primesc o grămadă de mesaje de la tot felul de personaje, dar să știți că o ignoranță, cumva din aceeași categorie, caracterizează felul în care mulți oameni văd astăzi moartea. Da, la fel ca și cei din Tesalonic, care la fel ca niște copilași, au primit Evanghelia, s-au întors la Domnul, ziceau, bun, vine Domnul, dar ce se întâmplă cu noi? Gândiți-vă că, și aș vrea doar să vă prezint care erau perspectivele lumii greco-romane asupra morții, doar câteva, și veți vedea că seamănă foarte mult, sunt dominate fix de aceeași prostie, fix de aceeași ignoranță, de care dau dovadă și astăzi oamenii când se uită înspre ușa aceasta a morții. De exemplu, la greci era un zeu, zeul morții, care se numea Thanatos. Despre zeul acesta al morții se știau câteva lucruri. Unul dintre ele e că se spunea despre el că urăște oamenii, dar că totuși poate fi păcălit. Și erau tot felul de povești despre unii oameni care au reușit să-l păcălească. În felul ăsta au reușit să păcălească moartea. Și observați că și astăzi există unii care cred că pot păcăli moartea. E un individ pe internet cu foarte mulți bani, s-ar putea să-l fi văzut, care investește enorm de mult în tot felul de chestii care țin de sănătate și în tot felul de operații și el și-a pus în plan să păcălească moartea. Observați exact aceeași formă de ignoranță care era atunci, există și astăzi. De asemenea, exista concepția că totul se încheie la mormânt. În lumea greco-romană, mai ales o anumită categorie de oameni, credeau asta. Sunt multe inscripții pe pietrele funerare de atunci care sună cam așa. Vă citesc doar două care au fost găsite. Sau două inscripții care se regăsesc de foarte multe ori pe mormintele din lumea greco-romană. Unul dintre ele. Am fost aici, am murit, nu-mi pasă. Al doilea, trăiește clipa pentru că după moarte nu mai este nimic. Și să știți că mulți dintre cei care erau în biserica din Tesalonic erau tentați să creadă lucrul acesta. Pentru că exista în mintea lor concepția asta că dincolo de moarte nu mai e nimic. Numai că diferența dintre creștinism și toate celelalte religii e că Hristos, El însuși biruind moartea,
călcându-o în picioare prin învierea lui, vine și spune, dacă până acum n-a fost nimic dincolo sau ați privit la moarte cu disperare și a spus că nu există nimic dincolo, eu vin și vă spun, este ceva dincolo, e casa tatălui meu. Voi n-ați fost rânduiți pentru mânie, cum spune apostolul Pavel la un moment dat într-una dintre epistolele lui, voi n-ați fost rânduiți pentru moarte, voi n-ați fost predestinați pentru iad, ci prin credința în Hristos Iisus sunteți rânduiți pentru casa tatălui meu. Sunt și astăzi oameni care uitându-se la moarte au fix aceeași perspectivă, se uită la moarte cu aceeași atitudine. Nu mai există nimic, prin urmare, nu contează ce faci aici. Vedeți ce e ciudat? Noi ne pregătim pentru multe în viața asta. Când faci o amărâtă de călătorie, te pregătești. Bă, te uiți, vezi, ai tot ce străbă. Dar când e vorba să facem cea mai importantă călătorie, călătoria dincolo de ușa asta, ne pregătim atât de puțin. E adevărat că noi românii ne pregătim de înmormântare, nu prea mult de moarte. Există un cult al pregătirii înmormântării și știu că am mai spus asta. Dar mai ales pe vremuri, aproape toți bătrânii aveau un pod, hainele pregătite de înmormântare. Mă, să știți, pruncul meu, acolo am cumpărat locul de veci, da? Și ne pregătim așa de mult pentru înmormântare, când asta contează așa de puțin. Contează, de fapt, veșnicia. Și despre asta vorbește Biblia. Așa cum am spus, în lumea greco-romană existau foarte multe concepții dominate de ignoranță. Alta e concepția romană. De exemplu, la roman, când se făcea ritualul de înmormântare, cel mort era întins, îi se punea în gură un ban pentru ca să facă plata unui zeu cu numele Cheron, pentru ca să poată trece dincolo de niște vămi care se aflau în văzduh. Asta era concepția romană. Și dacă omul acela a fost un om onorabil și mai ales dacă a fost un războinic, ajungea, sufletul lui ajungea în ceea ce romanii numeau paradis sau câmpiile Elisee. Acum, dacă n-a fost așa cum trebuia să fie, nu și-a plătit impozitele la statul roman, atunci ajungea în infern sau ceea ce grecii numeau Hades. E foarte interesant că regăsim astăzi, și vreau să spun cu tot dragul pentru toată lumea, o concepție oarecum asemănătoare în ceea ce susțin unii dintre prietenii noștri și frații noștri ortodoxi, care vorbesc despre niște vămi ale sufletului, ale văzduhului. Acum, nicăieri în Biblie nu există așa ceva. Biblia nu ne vorbește niciodată despre așa ceva. Și apostolul Pavel, când vorbește celor din Tesalonic, spune, fraților, când vine vorba de subiectul acesta, n-aș vrea să fiți niște ignoranți. Zice versetul 13, nu voim să fiți în necunoștință, mai pe românește, n-aș vrea să fiți în neștiință. Și aș vrea să fiți deștepți cu privire la subiectul acesta. Vedeți, și astăzi există, la fel ca în vremea aceea, tot felul de concepții dintre cele mai puierile. Am auzit câteodată spunându-se că cel care pleacă de ei se transformă în înger. Biblia nu ne vorbește despre așa ceva. Am auzit pe unii zicând că la poarta raiului ar sta Petru, care stă să cântărească faptele bune, faptele rele, și dacă ai făcut cu o faptă bună mai mult. Din păcate, tot mai mulți, cred, au fie perspectiva materialistă, fie cea panteistă. Perspectiva materialistă e asta. Am fost, am văzut, nu-mi pasă. Sau trăiește clipa, nu contează. Perspectiva panteistă e una, am văzut foarte la modă și în rândul unor tineri. Și anume că noi suntem o energie și după ce trecem din lumea aceasta, vom fi absorbiți de univers și nu mai trăim la nivelul individual. Paulo Coelho și alții din aceeași categorie, care vin exact cu ideea asta. Dom'le, mă integrez în absolut și așa mai departe. Tot felul de chestii care sună bine, dar dacă stai să le judeci logic, rațional, nu înseamnă nimic. Toate sunt doar o formă de amăgire, de genul, stai liniștit, unde mere toată lumea, îi mere și tu. Acum, am citit o carte care pe mine m-a bulversat atunci când am citit-o, în urmă cu ani de zile, scrisă de Maurice Rawlings, un doctor profesor universitar ateu, care a fost ateu și care a studiat, a făcut un studiu pe 100 dintre pacienții lui care au murit și au fost resuscitați.
Cartea scrisă de omul acesta se numește Dincolo de poarta morții. Este o carte, nu știu dacă este tradusă în limba română, dar povestește experiența pe care omul acesta a avut-o și prin care el a început să creadă în Dumnezeu. El spune că totul a început cu un pacient al lui care era cardiac și avea 48 de ani și care în timpul consultului, povestește el, scrie el, pacientul meu cardiac de 48 de ani a căzut mort în biroul meu. A venit imediat echipa de resuscitare și acest pacient a fost resuscitat o perioadă destul de lungă de timp. În tot timpul acesta cădea inconștient o perioadă lungă de timp și apoi își revenea. Dar de fiecare dată când își revenea din starea aceea, striga cât putea de tare: sunt în iad, scoateți-mă de aici. Acum, n-aș vrea să înțelegeți greșit. Noi credem că iadul este o realitate viitoare. Dar pe de altă parte, Biblia ne vorbește că după ce oamenii intră dincolo de poarta asta a morții, există doar două variante. Biblia spune așa: omului este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Și Biblia, vorbind despre judecată, ne spune că de la judecată există doar două variante. Fie stânga, fie dreapta. Fie iad, fie rai, fie viață veșnică, fie moarte veșnică. Tot Biblia ne spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 9, că Dumnezeu nu ne-a rânduit, și v-am citit asta, la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea în Domnul nostru Iisus Hristos. Și vreau să încurajez lucrul ăsta și nu vin cu o perspectivă negativistă asupra lucrurilor, dar vreau să vă prezint lucrurile așa cum sunt ele. Omul acesta despre care vă povestesc, Morris Rawlings, acest doctor, profesor universitar, care a fost ateu până când a trecut prin experimentul acesta, despre care vă spun, el spune că mai bine de jumătate din pacienții lui au avut, după momentele acestea de experiență de moarte clinică sau de resuscitare, experiențe înfiorătoare, experiențe groaznice, experiențe traumatizante. Mi-aduc aminte că în urmă cu ani de zile m-a sunat un domn care era, chiar atunci când citise în cartea asta, că de asta se leagă în mintea mea, m-a sunat un domn care mi-a spus că e catolic și că asculta nu știu ce predică pe internet și mi-a zis: domnul pastor, aș vrea să veniți să faceți o rugăciune pentru mine. Mi-a zis, a avut grijă să spun, eu sunt catolic nepracticant, adică nu prea cred în Dumnezeu. Mi-a zis, sunt agnostic, asta înseamnă o formă de ateism, adică bă, poate există, poate nu există, mai mult cred că nu. Și omul ăsta m-a chemat să fac o rugăciune pentru el, în ciuda faptului că avea această perspectivă. M-am dus să vorbesc cu el și în timp ce îl ascultam, era bolnav într-o stare terminală, bolnav de cancer, în timp ce îl ascultam, mi-a zis, tot timpul repeta aceeași propoziție, zicea, ce se va întâmpla cu mine la 3 secunde după ce voi muri? Mi s-a părut ciudat. Dacă ar fi zis odată, am zis, bă, m-aș fi gândit, o zis-o din greșeală, dar o repeta încă o dată și încă o dată și încă o dată. Ce se va întâmpla cu mine la 3 secunde după ce mor? Și l-am oprit și l-am întrebat, domnule, de ce spuneți la 3 secunde? De ce nu spuneți la 1 secundă sau imediat după aceea? Și omul a stat să se gândească și mi-a zis, eu am avut o experiență, a zis el, am avut un accident de mașină împreună cu băiatul meu și băiatul meu a murit în acest accident. Dar înainte să moară, am reușit să-l scot din mașină, era încă în viață și l-am ținut în brațele mele și au durat 3 secunde. Mi-aduc aminte și acum, zicea el, 1, 2, 3 și a plecat. Și nu, mi-a rămas chestia asta în minte. Ascultându-l pe acest om, sigur, am vorbit despre el, i-am prezentat ce citisem tocmai de curând, el mi-a zis că nu crede că există iad. Poate că există viață dincolo de moarte, au zis, dar 100% iad nu există. Pentru că, așa cum v-am spus, există în mintea noastră ideea asta că, și e una dintre ideile bazate pe ignoranță, nu pe cuvântul lui Dumnezeu, e o formă de mângâiere falsă. Dom'le, singurul lucru pe care trebuie să-l faci ca să ajungi în rai e să mori. Și mi-aduc aminte că am vorbit cu el și nu am mai ținut legătura, nu știu ce s-a întâmplat cu el după aceea. Știu doar că n-a hotărât atunci să-L urmeze pe Iisus Hristos. Și știu că există în mintea multora gândul ăsta, dom'le, ce se întâmplă cu mine imediat după ce mă duc din lumea asta? Ultima mea respirație aici, urmată de prima respirație în veșnicie, ultima bătaie a inimii mele aici, urmată de prima bătaie a inimii mele acolo.
Și în mintea noastră sunt o mulțime de lucruri care se amestecă. Pentru că privim lucrurile, așa cum am zis, din perspectiva lumii, dominate de ignoranță și lipsă de speranță de cele mai multe ori. Am fost aici, nu-mi pasă, dincolo de moarte. Vorba unui celebru poet român, nu de moarte mi-este frică, ci de veșnicia ei. Dar aș vrea în partea a doua a mesajului și mă voi apropia de partea a doua, când privim la moarte, să putem privi, așa cum zice Pavel aici, plin de încrederea omului care are credință. Ce fel de credință? Credința, spune Pavel, că moarte este, observați, nici nu le zice moarte. Foarte interesant la greci, cuvântul e folosit foarte des și pentru cimitir. Cimitirul, cuvântul folosit, n-are rost să îl reproduc acum, este locul celor care dorm. De ce? De ce folosește Biblia comparația asta între moarte și somn? Un răspuns posibil e că omul care moare, aparențele exterioare sunt ca ale unui om care a dormit. Dar cred că motivul principal nu e ăsta, că omul care e mort seamănă cu un om care doarme. Nu cred că ăsta e motivul principal. Cred că Biblia folosește acest limbaj și nu întâmplător Pavel zice, cei care au adormit, mă, oameni buni, au adormit. Foarte interesant că Domnul Iisus, la un moment dat, discutând cu ucenicii, vă aduceți aminte de Lazar în Ioan 11, și un moment acolo extraordinar și puțin comic, că le spune la un moment dat ucenicilor, doarme, zice, Lazar doarme. Ucenicii, dacă doarme, se face bine. Că noi știm, dacă omul doarme, s-o liniștit, amu, îi pe recuperare. Să uită, domnule, mă, greu pricepeți. O murit. Și dacă vă uitați în Biblie, veți vedea că de foarte multe ori Biblia folosește această metaforă. De foarte multe ori, când Ștefan moare în Fapte 7:60, dar de foarte multe ori Biblia zice, cei care au adormit, când cineva moare, zice, a adormit. Motivul, unul din motive e că, așa cum v-am spus, aparența exterioară, dar alt motiv e ăsta de a aduce speranță. Și care e speranța? Că așa cum somnul e trecător, și moartea este trecătoare. Adică, de asta Pavel folosește limbajul ăsta, nu folosește un limbaj din ăsta solemn, nu folosește un limbaj care să te înfioare, să te îngrozească, nu citești în Biblie, nu știu de ce unii se apropie de Biblie ca de un scenariu horror și, Apocalipsa, Daniel, nu! Și zice, dormit! Păi, careva să se gândească la un somn cu frică? Hai să mă uit pe sub biserică. Vreo doi. Zice Biblia, moartea e ca un somn. Ai închis ochii și după aia deschizi în veșnicie. De-aia n-ar trebui, spune Scriptura, când vorbește despre Scriptura despre moarte, de-aia nu ar trebui să ne temem în primul rând de asta în Iacov. În capitolul 2, cu versetul 26, Biblia numește moartea despărțirea trupului de duh. Pentru că, așa cum am zis, privim moartea cu încrederea omului care are credință. De ce? Pentru că moartea este trecătoare, este pentru o vreme. E adevărat că despărțirea este extrem de dureroasă pentru cel care rămâne dincolo de ușa asta. Dar Pavel le spune, vreau să vă mai dau o veste bună în legătură cu cei care au murit. Noi, cei care vom fi în viață, suntem în dezavantaj față de ei. De ce? Pentru că dacă vine Domnul în timpul vieții noastre, noi vom fi transformați, dar mai întâi ei sunt transformați. Mai întâi Dumnezeu se atinge de ei. Și asta e vestea bună. De-aia nu trebuie să priviți moartea ca ceva funebru, ci moartea este ca un somn. Mai devreme sau mai târziu, ne vom trezi, zice Apostolul Pavel. Și apoi, al doilea lucru, privim cu încredere pentru că după moarte vei fi imediat în prezența Domnului. Asta spune Biblia în 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 1 la 10. În versetul 8, ne place mai mult să părăsim trupul acesta pentru ca să fim acasă la Domnul. Adică absența trupului pentru creștin înseamnă prezența Domnului. Unde? Acasă. Acasă la Domnul. Apostolul Pavel spune în Filipeni, în capitolul 1, versetul 21, pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. De ce e un câștig? Versetul 23. Pentru că aș vrea să mă mut să fiu împreună cu Hristos. Pentru că Pavel zice, pentru mine moartea e un câștig. De ce? Pentru că este un fel de a mă muta. M-am mutat de aici
la Domnul. De-aia zice Apostolul Pavel, când privim la ușa asta care pare întunecată, pe care lumea o prezintă atât de întunecată, zice Apostolul Pavel, vrea să înțelegeți că moartea e ca un somn și cei care au adormit în Domnul au un avantaj față de noi, pentru că și când vine Domnul, ei sunt primii, sunt față, la rând, ei sunt primii. Dar apoi, vei fi imediat în prezența lui Dumnezeu. Ce se întâmplă cu sufletul până la revenirea lui Hristos și învierea morților? Teologii numesc starea asta starea intermediară. Nu ni se spune prea mult despre asta. De perioada de la moarte până la învierea trupului, există câteva posibilități. Unii cred că atunci când omul moare, Dumnezeu îi dă un trup intermediar până la învierea trupului. Eu cred că sufletul există independent de trup. În felul acesta, Biblia spune în Apocalipsa, în capitolul 6, de la versetul 9 la 10, sufletul martirilor de sub altar stau în prezența lui Dumnezeu, așteptând învierea morților și strigă, cât vei mai întârzia să răzbuni sângele nostru? Așadar, Biblia ne vorbește despre faptul că imediat după moarte ești foarte conștient și vei fi în prezența lui Dumnezeu. Și citându-l pe Mark Twain, care spunea, nu mi-este frică de moarte, dar n-aș vrea să fiu acolo când se va întâmpla, ea spune lui Mark Twain, nu doar că vei fi acolo când se va întâmpla, dar vei fi acolo și după ce se va întâmpla. Ce se va întâmpla în următoarele 2 secunde, 3 secunde? Poate se va întâmpla ce s-a întâmplat cu Lazar cel sărac. Poate te vor întâmpina îngerii ca pe Lazar. Poate că îl vei vedea pe Iisus stând în picioare la dreapta Tatălui, la fel ca Ștefan. Poate că vei auzi vocea blândă a Domnului Iisus, care spune în Ioan, în capitolul 10, eu sunt păstorul cel bun, care îmi cunosc oile mele, îmi cunosc glasul și le voi striga pe nume. Nu știm exact ce se va întâmpla imediat după aceea, dar un lucru știm cert, că în momentul în care am închis ochii în lumea asta, în următoarea clipă deschidem ochii în veșnicie. De aceea Apostolul Pavel ne spune, când privim moartea, nu trebuie să o privim încrâncenați, supărați, cu fanfare în spate. Durerea e pentru cei care rămân, nu pentru cei care se duc. Întrebarea nu-i unde sunt cei ce nu mai sunt. Întrebarea, unde sunt cei ce mai sunt? Cei care trec pe lângă mormintele celor care s-au dus și se întreabă, ce-i cu ei? Întreabă-te ce-i cu tine. Garanția faptului că toate aceste lucruri se vor întâmpla poartă un singur nume. Știți care e numele? Numele este Iisus Hristos. Pentru că zice Apostolul Pavel, dacă noi credem că Iisus a murit și a înviat, credem că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Hristos, pe cei care au dormit împreună cu El, care au dormit în Hristos. Și imaginea asta este extraordinară, că și El, Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu El în nori, ca să ne întâlnim cu Domnul în văzduh, astfel vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Moartea e cea care desparte. Dacă ar fi ceva care e cel mai dureros în legătură cu moartea, e faptul că moartea desparte. Hristos aduce întotdeauna împreună. De-aia, garanția noastră, garanția faptului că putem privi cu optimism moartea, este poartă un singur nume și numele este numele sfânt și scump al Domnului Iisus Hristos. De aceea Domnul Iisus, așa cum a spus în Ioan 14, când vorbește despre rai, zice, raiul este casa Tatălui meu, unde sunt multe locașuri pregătite chiar de El. Vreau să privim în această zi cu multă încredere garanția că vom ajunge în cer când se deschide poarta aceea veșniciei, este relația noastră personală cu El. Cei care au adormit în Hristos, cei care sunt în Hristos, cei care au o relație personală cu Hristos, se pot uita plin de optimism. Nu întâmplător, aduceți-vă aminte și cu asta închei, în Luca, în capitolul 6, aduceți-vă aminte de femeia aceea văduvă care avea un singur copil, care era mort, Domnul înviază și spune, femeie, iată fiul tău. V-ați gândit vreodată cum va fi ziua aceea pe care Biblia o descrie aici?
Că spune Biblia că cei care au dormit în Domnul vor fi în fața noastră, vor ajunge înaintea noastră. Ei sunt în prezența lui Dumnezeu și trupurile lor vor învia, iar noi cei care vom fi în viață ne vom întâlni. Așa cum Domnul Iisus a prezentat atunci acel băiat mamei lui și a zis: femeie, e fiul tău. La fel se va întâmpla atunci. M-am întrebat de ce, știți de ce? Pentru că s-ar putea ca pe unii să nu-i mai cunoști. S-ar putea ca unii dintre cei dragi care s-au dus la vârsta bătrâneții să nu mai fie la fel de brăzdați de riduri, să nu mai fie la fel de afectați de boală. S-ar putea ca unii care s-au dus micuți să nu mai fie așa micuți. De aceea, garanția că ne vom întâlni și ne vom cunoaște este Cel care aduce împreună. Moartea desparte, Hristos ne unește. Păcatul desparte, dezbină, Hristos ne unește. Aș vrea în momentele care vor urma să ne închinăm lui Dumnezeu și vă invit să ne ridicați, să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Invit în față echipa de închinare. Și aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu cu o cântare care, așa cum nu obosesc să vă spun și o să o spun de fiecare dată, este de fapt o rugăciune, pentru că orice cântare este o rugăciune, orice cântare în biserică este o rugăciune. Dacă știți versurile cântecului, aș vrea să cântați cu ochii închiși, ca și cum v-ați ruga. Poate unii dintre voi aveți sufletul plin de frică din cauza morții. Poate unii aveți sufletul amărât din cauza morții. Aș vrea în această zi să privim spre Cel care ne aduce împreună, spre Iisus Hristos. Zice Apostolul Pavel: nu vă fie frică. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu gândul acesta. Cei care au adormit în Hristos vor fi cu noi în veșnicie. Cei care au murit în Hristos nu vor rămâne în pământ. Sufletele lor împreună cu ale noastre, cu trupurile glorificate și transformate, vor moșteni viața veșnică. Unde? În casa Tatălui. Casa Tatălui despre care am vorbit în urmă cu 2 săptămâni. Haideți să rămânem în prezența lui Dumnezeu. Acolo unde sunteți, așa cum v-am rugat. Dacă în această dimineață simțiți că trebuie să vă rugați ca Dumnezeu să vă mângâie, ca Dumnezeu să se atingă de sufletul vostru, rugați-vă. Mai am o provocare pentru aceia dintre voi care priviți cu frică la moarte pentru că nu știți ce se va întâmpla cu voi. Vreau să vă spun ceva. Singura garanție dincolo de moarte nu sunt banii, nu sunt relațiile, nu-i religia, ci este unul singur, Iisus Hristos. Dacă Iisus Hristos nu este încă Domn și Mântuitor al vieții tale, te poți uita cu frică la ușa morții. Dar dacă în această dimineață îi spui lui Iisus Hristos: Doamne Iisuse, vreau să nu mă mai uit cu frică la moarte, ci să văd moartea așa cum o prezintă Scriptura, ca pe un somn, și că știu că dacă închid ochii aici, voi fi în prezența ta. Atunci cere lui Iisus Hristos să coboare în viața ta. Spune-i lui: sunt un păcătos, am nevoie să fiu iertat. Am nevoie să fiu mântuit. Și Dumnezeu te poate mântui și pe tine. Haideți să începem să ne închinăm.